Ultima dragoste rămâne opera. Am fost încântat când mi s-a propus de către domnul Metz să fac parte ca membru fondator al acestui club Pro Opera Transilvană, considerând că ar fi timpul ca prin prezența mea într-un colectiv atât de select și de serios, să contribui și eu la sprijinirea, nu numai cu gândul, ci și cu fapta, a acestei instituții, care, după cum bine știți, fondurile pe care le primește de la guvern sunt atât de limitate. Ce să mai vorbim, că peste 2 ani sau anul viitor, când ar trebui să sărbătorim centenarul înființării acestei prestigioase și dragi opere ale noastre, a Clujului, noi într-un sediu nou, într-un sediu renovat, adică mă refer nou, așa cum merită, din păcate îl vom sărbători în condițiile pe care ni le oferă foștii, actualii și probabil viitorii guvernanți. Una din obiectivele noastre pe care am căutat să promovăm a fost și apariția acestei reviste, care am fost foarte bucuros când am auzit despre intenția redactării unei astfel de reviste, știind că după atâția ani va fi și în orașul nostru o revistă cu profil operistic. Poate că știți, s-a mai pomenit, este singura revistă la ora actuală cu asemenea profil. Fosta revistă Meros, care apărea la București, din păcate, a decedat. Eu sper că această revistă, care se adresează nu numai iubitorilor de operă, nu numai melomanilor, se adresează maselor largi a publicului, cei care nu îndrăgesc încă sau nu sunt foarte atașați de operă, să căutăm, să sperăm să-i atragem către operă. Aș vrea să mai spun un gând personal. Am răspuns foarte entuziast la propunerea domnului Metz să fac parte din acest club și datorită faptului, uitați-vă în jurul meu, de la managerul operei, la colaboratorii lui apropiați, este un colectiv extraordinar de tânăr, energic, entuziast, care nu știu ce înseamnă oboseala, fără morgă, deosebit de prietenoși și care, văzând ce lucruri deosebite a realizat în scurtul timp sub conducerea acestui manager, am considerat că trebuie să-l sprijinim. Și sper ca intenția noastră să poată fi dusă un timp cât mai îndelungat de susținere și sper că și această revistă să aibă o viață cât mai lungă. Mulțumesc!